Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Dumnezeule, pentru numele Tău mântuiește-mă și fă-mi dreptate prin puterea Ta. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, pleacă-ți urechea la cuvintele gurii mele. La această liturghie ne rugăm pentru răposatul Ludovic, să ne recunoaștem păcatele, pentru a celebra, cum se cuvine, Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, frații, din vina mea, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne conducă la viața cea veșnică. Doamne, care Te-ai coborât din cer pentru salvarea noastră, îndură-Te de noi, îndură-Te de noi. Hristoase, care ai murit pe cruce, îndură-Te de noi, îndură-Te de noi. Doamne, care ai înviat și Te-ai înălțat la cer, pentru a ne duce la Tatăl, îndură-Te de noi, îndură-Te de noi. Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu ne-ai pregătit ajutoare pe măsura slăbiciunii noastre. Dă-ne, Te rugăm, harul să primim cu bucurie răscumpărarea adusă de Hristos și să o mărturisim prin trăirea noastră. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amen. Să-L condamnăm la o moarte rușinoasă. Citire din Cartea Înțelepciunii. Spun în ei înșiși cei care nu gândesc drept. Să-L pândim pe cel drept, căci ne deranjează. Stă împotriva faptelor noastre, ne reproșează păcate împotriva legii și ne acuză de păcate împotriva disciplinei noastre. Se prezintă că are cunoașterea lui Dumnezeu și se numește pe sine Fiu al Domnului. A devenit pentru noi reproș al gândurilor noastre și ne este greu și numai să-L vedem. Viața Lui nu este asemănătoare cu a celorlalți și căile Lui sunt diferite. Suntem considerați de El nelegitimi, se ține departe de căile noastre ca de necircumcizie, declară fericit sfârșitul celor drepți și se laudă că-L are pe Dumnezeu drept Tată. Să vedem dacă sunt adevărate cuvintele Lui și să încercăm ce va fi la sfârșitul Lui. Căci dacă cel drept este Fiul lui Dumnezeu, El îi va veni în ajutor și îl va salva din mâna celor care stau împotrivă. Să-L testăm prin jignire și chin, ca să cunoaștem blândețea Lui și să ne dăm seama de răbdarea Lui. Să-L condamnăm la o moarte rușinoasă, căci după cuvintele sale, El va fi supravegheat de Domnul. Acestea le gândesc ei, dar se înșală. Răutatea lor i-a orbit. Ei nu cunosc tainele lui Dumnezeu, nu speră la răsplata sfințeniei și nici nu stimează recompensa sufletelor neprihănite. Cuvântul Domnului.
Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul, pentru a șterge amintirea lor de pe pământ. Când cei drepți strigă, Domnul îi audă și scapă din strâmtorarea lor. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu inima mâhnită. Multe rele se abat peste cel drept, dar Domnul le eliberează din toate. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale, nu va fi zdrobit niciunul dintre ele. Domnul răscumpără sufletele slujitorilor săi, nu vor fi pedepsiți cei care își caută în el refugiul. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus umbla prin Galileea. Nu voia să meargă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l ucidă. Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a corturilor. După ce au plecat frații săi la sărbătoare, a urcat și el, însă nu în văzul lumii, ci pe ascuns. Unii dintre cei din Ierusalim spuneau: nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă? Iată, vorbește în public și nu-i spun nimic. Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Hristos? Dar acesta știm de unde este. Când va veni Hristos, nimeni nu va ști de unde este. Atunci Iisus, în timp ce învăța în templu, a strigat și a zis: voi mă cunoașteți și știți de unde sunt, și totuși nu am venit de la mine însumi, ci într-adevăr este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc pentru că vin de la el și el m-a trimis. Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, miercuri i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate acele persoane care de-a lungul vieții ne-au învățat. I-a mulțumit pentru părinți, pentru profesori, pentru învățători, pentru toți oamenii buni de la care am avut ceva de învățat. În această seară îl rog pe Duhul Sfânt să imprime în viața dumneavoastră încă două fapte de milostivire sufletească. A-i suporta cu răbdare pe cei insuportabili și a-i dojeni pe păcătoși.
aparent a suporta și a dojeni, ar intra în conflict, dar în realitate cele două verbe se completează reciproc. Le luăm pe rând. A suporta pe cei insuportabili. Cred că fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, a avut persoane pe care le suporta mai puțin. Paleta este largă, poate merge de la clasica relație noră-soacră până la soțul sau soția lângă care trăiești în casă, care la un moment dat îți poate deveni insuportabil. De asemenea, cred că fiecare dintre noi poate deveni la un moment dat insuportabil pentru un altul. Cum poți să devii insuportabil? Motivele pot fi multe. Uneori păstrăm în noi un anumit gest, o atitudine din trecut al celuilalt, care la un moment dat creează în noi un disconfort. Alteori, fiind cicălitori, stând prea mult în sufletul, în viața unui om, începem să deranjăm. Alții devin insuportabili datorită chipului pe care îl au, modului lor de a reacționa, de a fi. Alții devin insuportabili datorită unor vicii, unor boli pe care le au. Alții devin insuportabili datorită modului lor de a judeca, de a gândi. Toți, la un moment dat, putem deveni insuportabili pentru unul sau altul. Dar dacă această insuportabilitate este dusă la un nivel maxim, ea se poate transforma în răutate. Aduc aminte, odată cineva a fost mușcat de un câine turbat, aflându-se pe patul de spital, a cerut o hârtie pe care a început să scrie niște nume. Întrebat fiind ce scrie acolo, că nu-i cazul să-și facă testamentul pentru că nu se moare de la așa ceva, el a răspuns: nu fac testamentul, ci îi scriu pe cei pe care aș vrea să-i mușc. E bine, concluzia pe care o tragem de aici e că avem cu toții nevoie de răbdare. Nu mai târziu, ci chiar acum. Ne învățau părinții noștri: cu răbdarea treci marea. Răbdarea este o artă. Arta de a lucra mai întâi cu tine însuți pentru a nu reacționa în mod impulsiv atunci când cineva greșește sau gândește altfel decât tine. Răbdarea este arta de a trăi nedesăvârșirea, iar nedesăvârșirea o întâlnești în celălalt, dar și în tine. Haideți acum să privim spre Sfânta Scriptură. Punctul maxim al răbdării îl întâlnim în persoana lui Iisus Hristos. Dumnezeu ajunge la punctul maxim al răbdării atunci când se dă pe sine în persoana lui Iisus Hristos, răbdând cu iubire până la final încăpățânarea, răutatea și păcatul omului. Atât de mare este răbdarea Domnului încât ajunge la punctul acesta al morții, al dăruirii de sine cu toată ființa. Răbdarea nu este un semn de pasivitate sau un semn de neimplicare, ci din contra, este expresie a iubirii maxime care așteaptă, care oferă încredere celuilalt ca să se schimbe, care îi deschide celuilalt o cale ca să devină mai bun, care nu închide poarta și spune: nu mai ai nicio șansă. Răbdarea înseamnă, de fapt, a-i da o șansă celuilalt. Și asta face Dumnezeu cu omul atunci când Iisus însuși ia chip omenesc. Dacă privim în Biblia, în Vechiul Testament mai concret, vedem că acolo ni se vorbește despre un Dumnezeu lent la mânie. Îi spune Domnului Moise: cât voi mai suporta acest popor? Vedem așadar că mânia, că răbdarea nu exclude
la un moment dat un anumit tip de mânie. Spunea cineva că adevărata sau singura mânie permisă este mânia împotriva păcatului. Răbdarea, spuneam așadar, că este o forță a iubirii care oferă încredere. Îl iubește pe celălalt pentru ceea ce poate el deveni într-o zi. Sfântul Ciprian, în primele secole, spunea că răbdarea este necesară pentru ca noi să credem și să sperăm. Iar Sfântul Grigore cel Mare spunea că perfecțiunea creștină nu există fără răbdare. Spunea așa, un om care nu suportă imperfecțiunea celuilalt, care nu are răbdare cu imperfecțiunea celuilalt, care se supără atunci când celălalt greșește, înseamnă că nu este nici el perfect. Perfecțiunea înseamnă să nu te superi atunci când celălalt greșește, să îi accepți imperfecțiunea, că altfel tu însuți ești imperfect. Mai târziu, Sfântul Augustin spunea că nu întotdeauna răbdarea este o virtute și se minuna el că există oameni care cu răbdare muncesc ca să adune averi, ca să lupte pentru gloria lor, iar în această situație răbdarea nu este o virtute. Deci nu întotdeauna a fi răbdător înseamnă a fi virtuos. De ce ni se cere totuși să fim răbdători? Pentru că însuși Dumnezeu a fost răbdător cu omul. Hristos, care se face om, ne-a lăsat pe noi să continuăm lucrarea aceasta în lume. Așa cum El a fost răbdător cu cei păcătoși, cu cei care greșeau. Noi avem misiunea de a fi răbdători cu cei care greșesc, pentru că astfel, prin răbdarea noastră, ceilalți să aibă posibilitatea de a deveni mai buni. Vă amintiți parabola aceea a invitaților la banchet? Când cei invitați n-au venit, stăpânul le spune vornicilor, mergeți și chemați pe toți de la intersecții. Și se adună acolo, ca printr-un absurd, oameni de toate categoriile sociale, la aceeași masă. Oameni care în mod normal n-ar fi putut să locuiască împreună. Ei bine, când vine vorba de răbdare, importantă este nu limita noastră, ci iubirea celui care cheamă. Și aici este Dumnezeu cel care cheamă. În logica noastră pare uneori de neînțeles. Cum adică să stau lângă cineva atât de imperfect, atât de diferit de mine? Și totuși, iată, stăpânul care cheamă la iubire ne așează pe toți împreună. Nu știu dincolo lângă cine ne vom așeza. Cum putem să trăim noi această faptă de milostivire, de a-i suporta pe cei insuportabili astăzi? Și v-aș indica o primă cale. Să ne gândim că noi înșine suntem rodul suportării lui Dumnezeu. Dacă suntem în această seară aici în catedrală, e pentru că Dumnezeu ne-a mai răbdat. A avut răbdare cu noi. Poate că acum un an erau și alții aici în catedrală, dar astăzi nu mai sunt. E oare un merit al nostru că Dumnezeu ne-a mai ținut în viață, că mai suntem aici? E răbdarea lui Dumnezeu care ne-a suportat în ciuda păcatelor și a imperfecțiunii noastre. Nu poți să-L suporți cu adevărat pe altul dacă nu devii conștient că tu însuți ești cel dintâi suportat de Dumnezeu. Apoi, când vine vorba de suportabilitate, îmi vine în minte virtutea aceasta a amabilității. Omul amabil renunță la a se promova pe sine pentru a-l ridica pe celălalt, pentru a-i deschide o cale celuilalt. Și astfel, persoana amabilă e o persoană răbdătoare care lucrează pentru binele celuilalt. Adică să te preocupi mereu de binele celuilalt. Ce trebuie să faci ca celălalt să fie fericit? Cel din casa ta, de la locul de muncă. Apoi, trăiește prietenia cu ceilalți, cu cei din jurul tău. Mulți lucrați într-o instituție. Relațiile pe care le avem cu ceilalți nu trebuie să rămână pur instituționale. De foarte multe ori e necesară o apropiere.
ca celălalt să ne simtă aproape, căci în felul acesta vom reuși să ajungem la inima Lui, să-L ajutăm cu adevărat. Să ne apropiem de asemenea de cei pe care lumea îi dă deoparte. Există persoane insuportabile în jurul nostru pe care toți îi dau deoparte. Nimeni nu mai vorbește cu ei. Tineri, adulți care nu au cu cine să împărtășească un gând. Fii tu acela care își deschide inima, care își găsește timp pentru celălalt. Apoi, am putea să ne controlăm mai bine mânia noastră. Cred că vi s-a întâmplat tuturor ca la un moment dat să vă mâniați. Și cred de asemenea că v-ați putut da seama că mânia nu este un act de dreptate, ci este un act de răzbunare. Când mă mânii, eu mă răzbun, nu fac dreptate. Apoi, cele mai mari jigniri, cele mai adânci răni pe care le aducem unui om, le facem atunci când ne mâniem. Un cuvânt aruncat cuiva, o dojană nepotrivită sau făcută într-un timp nepotrivit, sunt răni care rămân pentru totdeauna într-un moment de mânie. Dacă noi ne mâniem când celălalt greșește, mă întreb, oare cu ce suntem noi mai buni decât celălalt? În Vechiul Testament, când David cânta la harpă, regele Saul a încercat să-l ucidă cu sulița. David, tânăr pe atunci, n-a reacționat. Dacă ar fi reacționat mânios, ar fi fost la fel. Și atunci, cu ce ar fi fost mai bun? Sau poate vă amintiți, în urmă cu câțiva ani, în finala unui campionat de fotbal, un fotbalist s-a simțit înjurat de un altul pe teren și atunci a reacționat mânios, oferindu-i un cap în piept celuilalt. Era finala, un final de carieră pentru el și în loc să iasă glorios de pe teren, a ieșit cu capul plecat. Ei bine, într-un moment de mânie, poți să pierzi ceea ce ai dobândit prin ani întregi de muncă. Cum mai putem trăi această faptă de milostivire? Să ne străduim să nu devenim noi înșine insuportabili pentru ceilalți. Atunci când doi soți se căsătoresc, se angajează în mod indirect în fața altarului să devină motiv de fericire pentru celălalt. Că toată viața lor vor lucra ca celălalt să fie fericit. Sunteți și soți în această seară în biserică, întrebați-vă în ce măsură partenerul dumneavoastră de viață ar putea spune, ești o persoană deosebită, nu îmi ești niciodată insuportabilă. Sau colegii de serviciu, nu cumva devenim adesea insuportabili prin atitudine, prin gesturi. Ce mai putem face? Răbdarea. Cum se învață răbdarea? Răbdarea se învață, spunea cineva, răbdând. Dacă vrei să înveți răbdarea, du-te și așteaptă undeva la rând. Nu știu dacă la magazin sau, eu știu, la medic. Stai el la rând și așteaptă și o să înveți să rapsi. Trec la a doua faptă de milostivire din această seară. Ai dojeni pe cei păcătoși. Privim din nou în Sfânta Scriptură. Dumnezeu, când are în fața Lui niște păcătoși, El nu pornește cruciade împotriva lor. Nu începe războiul, vai, aceștia sunt păcătoși. Lasă să crească împreună grâul și neghina, cei buni și cei răi. Profeții în Vechiul Testament au fost santinele care îndemnau poporul la întoarcere la Domnul. Îi dojeneau pe cei păcătoși cu un singur scop, ca să se convertească și să-L iubească pe Domnul. Iisus și-a asumat această misiune de a-i dojeni pe păcătoși ca și cum ar fi fost a sa, ca și cum ar fi fost voința lui Dumnezeu pentru el să-i dojenească pe cei păcătoși. Dojana lui a îmbrăcat diferite forme. Uneori a vorbit blând, alteori mai apăsat, alteori a recurs și la gesturi. Vă amintiți scena aceea când la ușa templului dărâmă tarabele negustorilor? O mânie sfântă, spunem noi. Amintiți-vă de asemenea scena aceea când Petru pe mare merge, dar începe să se scufunde la un moment dat. Iisus, pe de o parte, îl mustră pe Petru și pe de altă parte îl salvează.
om cu puțină credință, de ce te-ai îndoit? Iisus mustră salvând și salvează mustrând. Sau un exemplu mai elocvent, Iuda. La cina cea de taină, Iisus știa ce avea de gând să facă Iuda, dar ia o bucată de pâine care era rezervată oaspetului de seamă, o înmoaie în vin și o întinde. Nu îl dojenește pe Iuda, nu se comportă cu asprime cu el, nu îl dă deoparte, nu îl critică în fața celorlalți. Dar prin cuvinte simple încearcă să ajungă la conștiința lui. În Ghețemani, când vine să-l prindă, atât îi spune: prietene, așa îl vinzi tu pe Fiul omului? Și mai apoi spune evanghelistul Matei că Iuda, când a înțeles ce a făcut și a dat seama de greșeala lui, a regretat, a mers să dea înapoi banii pe care îi luase pentru cel vândut. Ce învățăm de aici? Că dacă mergem până la capăt, întotdeauna binele va învinge, vom reuși. Dar uneori prețul pe care trebuie să-l plătim e mare. Dar dacă vrem cu adevărat, va trebui să nu ne oprim, să mergem, cum spuneam, până la capăt. Sfântul Apostol Paul de multe ori îndeamnă pe destinatarii scrisorilor sale spunându-le: corectați-vă unii pe alții cu iubire. Oamenii sunt îndemnați să se corecteze unii pe alții. Uneori tăcerea înseamnă să fii complice la răul celuilalt. Cum ne corectăm unii pe alții? Cum realizăm această dojană împotriva păcatului? Iisus amintește în Evanghelie trei pași. Mai întâi, spune-i fratelui tău între patru ochi, pentru că în felul acesta îndepărtezi defăimarea lui în fața altuia. Dacă a înțeles, l-ai câștigat. Și atenție, nu spune dacă greșeala lui a fost în particular sau în public. Chiar dacă greșeala celuilalt a fost în public, tu corectează-l în particular. Nu răspunde cu aceeași monedă. Și apoi spune, dacă nu reușești între patru ochi, mai cheamă un martor. Și abia apoi spune-l comunității celorlalți. Întâi spune-i celuilalt între patru ochi. Modul acesta de a-l corecta pe celălalt, să spune, mergi la cineva să spui ai greșit, să nu fie singura cale prin care te apropii de el. Altfel, va percepe o corectură din partea ta cineva care te percepe deja ca un prieten cu care ai discutat de mai multe ori. Nu-l judeca și mai ales nu-l umili pe cel pe care îl corectezi. De ce totuși trebuie să-l corectăm pe celălalt? Oare a-l corecta pe celălalt nu poate să însemne că noi ne considerăm mai buni, mai mari? Chiar avem dreptul să-l ajutăm sau să-l îndemnăm pe celălalt să se îndrepte? Gândiți-vă la o situație. Dacă cineva din familia dumneavoastră greșește și știți că în urma acestei greșeli va urma o suferință mai mare, oare aveți curajul să vă apropiați de el și să-i spuneți că greșește? Eu cred că da. Și ceea ce ne îndeamnă să-l corectăm, să-l dojenim pe cel care greșește, este tocmai fericirea lui, zelul pentru fericirea lui. Dacă intervenim în viața unui om, o facem pentru ca el să fie cu adevărat fericit. Noi nu putem să rămânem impasibili atunci când cineva riscă să devină nefericit. Ce am putea să facem ca să trăim această faptă de milostivire? Noi nu putem să-l corectăm pe un altul dacă noi înșine nu ne corectăm pe noi. De aceea, primul lucru la care vă invit și ar putea constitui o cale pentru a ne corecta pe noi înșine este cercetarea cugetului pe care, cred că am învățat cu toții când eram mici, să o facem în fiecare seară. Nu știu dacă dumneavoastră mai obișnuiți seara, înainte de a dormi, față în față cu Domnul, să vă gândiți la ce ați făcut peste zi. Un minut nu e mult, dar poate fi forța dumneavoastră pentru a deveni mai buni. De asemenea, e important să ne lăsăm corectați de alții. Există oameni care nu suportă ca un altul să le spună că a greșit. Dar ce îmi spui tu mie, dar nu știu cine ești? Lasă-te corectat de alții. Primește sfatul pe care un altul ți-l dă.
De asemenea, ca să-l poți corecta pe celălalt, trebuie să-l vezi pe celălalt cu ochii lui Dumnezeu, cu iubirea și bunătatea lui Dumnezeu, nu cu ochii tăi. Vezi-l așa cum l-ar vedea Dumnezeu. Nu fi oportunist. Adică, dacă nu apare vreo dificultate, dacă nu există riscul să gândească ceva rău despre mine, atunci da, intervin. Nu fi oportunist. Corectează-l dacă este nevoie. Cum mai putem corecta cu adevărat? Aminteam de metoda aceea evanghelică, mai întâi între patru ochi, apoi împreună cu un martor. Există aici un păcat pe care mulți îl săvârșim, așa cunoscut la noi cu numele de păcatul bârfei. Ați văzut destule filmulețe, poate povestioare, ați auzit și mai multe despre bârfă. Papa Francisc, acum câteva săptămâni, spunea că bârfa sau bârfitorul este de fapt un terorist. Pentru că el nu-i spune celuilalt direct în față, ci merge, îi spune unui altuia despre celălalt și pleacă. E ca și cum ar lăsa bomba și ar pleca. Un terorism al bârfelor. Și bârfa ucide comunitatea, ucide comuniunea, ucide apropierea dintre oameni. Și cuvintele pe care le-ai aruncat despre un altul, nu le vei mai putea culege niciodată. Îl corectezi pe celălalt, nu bârfindu-l altora, nu vorbindu-i vorbind altora despre el, ci vorbind mai întâi cu el. Când nu ai curajul să-i spui lui, dar ai curajul să spui altora despre el, înseamnă că bârfești. Cum mai putem practica această faptă de milostivire? Respectând întotdeauna buna reputație a celuilalt. Chiar dacă ne-am greșit, vorbindu-l de bine în fața altora. Și aici mai e și un avantaj. Dacă celălalt va auzi că l-ai vorbit de bine în fața altuia, își va schimba în mod sigur părerea pe care o va avea despre tine. Nu strica niciodată buna reputație a celuilalt în ochii altora. Ei bine, iubiți credincioși, aceste fapte de milostivire ale trăii, vă spun, sunt posibile. Există oameni care le trăiesc, care le practică. Și închei povestindu-vă un fapt de la sfințirea caselor dintr-un an. Am intrat într-o familie, la un moment dat după rugăciune soțul s-a dus să caute ceva în bucătărie, la care doamna se apropie și îmi spune la ureche: părinte, avem anul acesta 50 de ani de căsătorie. În cei 50 de ani de căsătorie nu l-am văzut niciodată mânios, niciodată nu m-a împins, niciodată nu m-a vorbit de rău, m-a respectat întotdeauna. Și spune ea, dacă ar fi să mă mai mărit odată, tot cu el m-aș mărita. Vă doresc din toată inima să întâlniți în viața dumneavoastră asemenea oameni. Oameni care să suporte cu răbdare, iar la rândul dumneavoastră să suportați cu răbdare, să dojeniți, să corectați cu iubire pe celălalt, pentru că în felul acesta a dumneavoastră va fi împărăția cerurilor. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Fraților preiubiți, știind că la sfârșitul vieții va trebui să dăm cont în fața lui Dumnezeu de toate gândurile, cuvintele și faptele noastre, să rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, să aibă milă de noi. Doamne Iisuse Hristoase, judecătorul celor vii și al celor morți, dă-le slujitorilor bisericii tale harul ca prin cuvânt și exemplu să lumineze conștiințele tuturor și să-i susțină pe calea înțelepciunii poruncilor tale. Luminează-i pe educatori și pe conducătorii să fie pildă bună pentru cei încredințați grijilor. Păstrează viu noi gândul că întrucând avem nevoie de iertarea ta, suntem datori să iertăm și noi întotdeauna aproape lui nostru.
Nu îngădui ca vreunul dintre noi să moară înainte de a se fi împăcat cu Dumnezeu. Adu-ți aminte de ostenelele și suferințele pe care le-ai îndurat pentru noi și fii îndurător cu noi la judecată. Primește în fericirea veșnică pe credincioșii noștri răposați. Doamne Dumnezeule atotstăpânitor, Tu l-ai dăruit omului libertatea de a alege binele sau răul, viața sau moartea. Ai milă de noi toți și luminează-ne să Te alegem întotdeauna pe Tine pentru a ne putea bucura de iubirea Ta în toată veșnicia. Prin Hristos, Domnul nostru.